supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28. A 4-a 2023. Cine sunteți pentru? Împotrivă. Avem abțineri. O abține domnul Dămoc, da? Da, motivul de faptul că eu m-am uitat la altă, nu era postat. De sâmbătă. Da. De, am venit sâmbătă aici și așa m-am uitat duminică dimineață, era postat. Da, da. Da. Haideți să supunem la vot și procesul verbal al ședinței extraordinare din 8-a 5-a 2023. Cine sunteți pentru? Stai de luni postat. Împotriva abține, domnul Dămoc, da? Procesul verbal din 29-a 5-a 2023, deci cel de ieri. Nu, e cu salnic. Păi trebuie, da? Cine sunteți pentru? 7-le domnul Dămoc, da? Ordinea de zi, domnul președinte. Acum să dăm drumul la ordinea de zi. Astăzi, proiectul ordinii de zi. Avem astăzi, avem trei proiecte principale și al patrulea cu întrebări și interpelări. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Inițiator, viceprimar Caliman Marcel. Al doilea proiect, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Orgeș, județul Bacău. Inițiator, viceprimar Caliman Marcel. Și al treilea proiect, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Horgeș pentru anul 2023, inițiator, viceprimar Caliman Marcel. Și așa cum am spus, la numărul 4, întrebări și interpelări. Haideți să supunem la vot ordinea de zi. Votul pentru, vă rog. Avem voturi împotrivă. Avem abține. Să trecem la primul proiect, așa cum am spus, și să dăm cuvântul domnului inițiator, viceprimar Caliman Marcel. Da. După cum ați primit telefonul de aici, avem de aprobat ca să împuternicim și pe doamna primarul ministru, avem în calitate de administrator la contractul de asociere, ca să poată semneze contractul de asociere și noi trebuie să ne asociem cu autoritățile la Bacău ca să putem să dăm, adică să ne cerem un proces nou din banii pe care îi plătim la persoanele cu handicap. Altceva, n-avem ce să mai prezentăm decât care. Haideți, dacă sunteți cumva, să ne scriem la cuvânt careva. Domnul Dămoc. Mai e careva sau dacă nu lăsăm lista deschisă, cum vreți? Lăsăm deschisă, dăm cuvântul domnului Dămoc. Despre persoane cu handicap instituționalizat. Ce vătăm în fiecare an? Avem la acest moment persoane. Trei persoane, la asta ar trebui, practic, să vedem. Costul sau din referat de aprobare de la contabilitate, n-am văzut. Este specificat cât bani nevoie. Eu am pus în spate, dacă vă uitați, și hotărârea Consiliului Județean. Asta am văzut, și în spate anexa cu costurile. Cred că ați văzut că sunt mult reduse față de mai trebuie strict de la noi, că am văzut. Strict de la noi, dacă să uitați pe anex, la pagina 2, sunt încercuite. Avem am bănuit, dar nu puteam să... Da. Am văzut un cer făcut acolo, dar să știu ce până. Da, ca idee, noi aprobăm un contract de asociere care trebuie să-l aprobăm, ca și costuri... Da, avem persoană la Răcăciuni și la Comănești. Da? Răcăciuni, Comănești, din câte și eu sunt trei persoane și la Târgu Ocna. Da, asta vreau să încerc ca să clarific tot acest. Ele vin, ei facturează, trimit lunar când este pe baza facturilor. Cred că ați observat că costurile sunt foarte reduse față de anii trecuți. Am înțeles că
sunt finanțat mult mai mulți bani de la bugetul statului. Noi, dacă vă uitați, ca și valori sunt mai puțin de jumătate ce sunt. Mai dorești care vă trebuie spus? Dacă nu, și punem la vot. Cine sunteți pentru? Împotrivă, abține, avem 14 voturi pentru. Trecem la al doilea proiect, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Urgeș, Județul Bacău. Domnul... Da. Dacă aveți... Domnule, după cum ați spus, bine știți că la noi este lipsă deficitară de... Am dat în primărie, în primul rând, am plecat în concediu, am plecat și... Nu am vrea dacă... Mai tare, dacă domnul Vizchi, că s-au zis și voi. Da, ar trebui să mai înlocuim unele persoane, că mai pleacă. Încă mai sunt persoane care pleacă în concediu maternal. Da? Și noi ar trebui să le completăm ca să putem să funcționăm. Altfel, să vă suntem foarte puțini din numărul de persoane, normal cât ar fi trebuit, aprobate de prefect. Am ceva ce pot să vă spun. Detaliat, am modificările sunt. Da. S-a făcut modificarea pe statul de funcții cu funcțiile vacante și cu funcțiile ocupate. Postul care îl aveam pentru pe compartiment achiziții publice a fost modificat. Inițial era pe superior. Și acum mă uit. Nu, nu, inferior, domnule. Deci, acum mă uit și ori nu văd eu bine că n-am ochelarii, deci a fost modificat pe asistent. Dar dacă mă uit aici pe așa, cred că nu a, documentul nu mi-a făcut modificarea. Deci, la poziția 23, pe compartiment achiziții publice și implementare și monitor oficial, la statul de funcții, aici puteți să... este modificat postul, este modificat gradul profesional, inițial era superior, el urmează a fi pe asistent. De ce? Ca să putem angaja o persoană care să nu necesite 7 ani vechime pe acest post. Este un post unic, avem nevoie de om pe acest compartiment. Deci aici urmează a scrie asistent și nu superior, da? Poziția 23. Eu am modificat, cred că în momentul când am listat, oare mi-a luat modificare. Și sunt actualizate contractele asistenților personali la zi, 44. Da. Baza acestui proiect, dacă sunt careva care vrea să scrie la cuvânt, domnul Claudiu de Mătrin. Mai sunt careva? Dacă nu, dăm cuvântul domnului Dămă. Mulțumesc, domnule președinte. De tot la postul ăsta de la achiziții publice, se va ocupa. La momentul ăsta cine se ocupă din primărie? Adică cine face achiziția publică la momentul ăsta? La momentul ăsta, din câte știu eu, colega noastră de la contabilitate nu face achizițiile. De totuși, s-au făcut achiziții, adică de la momentul demisiei doamnei Cărtea, am făcut achiziții. Da. Cineva... Sincer, nu fac achiziții, eu și nu m-am așteptat la întrebare ca să vă pot să vă, n-am intrat în sistem să văd cine face achizițiile. Poate ne lămurește domnul Căliman. Mai ajută doamna administrată cu actele și cu astea mele. Ajută pe doamna contabil. E o presupunere sau eu fac? Nu, fac împreună, doamna contabil și cu... Cineva semnează acele documente. Cineva trebuie să-și asume achizițiile care, da, care le facem la acest moment. Dar nu s-au achiziționat al... Cum să nu? S-au achiziționat piatră sau cu grămadă de achiziție sunt pe SICAP. Eu verific la 2 zile, intru pe SICAP și verific ce achiziții se fac de primărie. S-au făcut achiziții chiar consistente. Și tocmai de asta zic, vreau să văd cine verifică, cine îl faci. Bine, referate de necesitate, bănuiesc că se face persoanele de fiecare compartiment, parte. Da. De compartiment. Da. Dar cineva se ocupă exclusiv de partea asta, de tocmire dosarului. Și trebuie să știm cu nume și pe nume cine face achiziția. Doamna contabilă și cu doamna Lumniță împreună. De exemplu, eu am văzut acum, nu știu, că s-au cumpărat steaguri de 10.000 de euro.
Adică, noi aveam un planul de achiziție anual pe anul ăsta, în steagul? Vă întreb. Nici dumneavoastră nu știați? Nu, nu aveam, nu i-am pus în plan, dar dacă au găsit resursele... Indicau. Da, deci, Siceșiu, când am văzut, domnule, ce steagul, nu știu, stegulețe depus pe stâlp și în luna... Mai aveam justificare în decembrie, spuneai că vine ziua națională, dar... Să cumperi de 10.000 de euro steaguri în condițiile în care tu ai oameni fără apă, în care toate... Avem atâtea probleme în comună și noi cumpărăm stegulețe de pus pe stâlp, de 10.000 de euro. Ceva nu se leagă. Îi povestește domnul Dău că el e în temă. Nu știu. Dar e rost pensionat. Asta zic. Am auzit și eu acum. Aș fi curios să văd și eu acest referat de necesitate. Cine a făcut referat de necesitate că e nevoie de steaguri de 10.000 de euro? E verificat dacă era, acum deocamdată nu pot să o firmă de pe la Săvinești, Tezimet, care nu depune bilanțul, nu vrea zic. Adică datele sunt publice. Adică din Senin cumpăram, am văzut că bine, coincidență face a cumpărat și Parincea și Ungurei de sume mai modeste. Dar deci probabil avea cineva pe stoc niște steaguri, domnule, hai să unde le vindem, la Horgești. Oamenii acolo n-au ce face și dau 10.000 de euro peste guliță. Da, să zic. Da, zic, nu, ne jucăm, asta e un post cu studii superioare, un post important în primărie și înțeleg că acum va fi nevoie de studii, sau de studii medii. Studii superioare va fi vorba de vechime, pentru că realizați că studii superioare cu vechime de minus 7 ani. Și avem această ordonanță de blocare a posturilor, se va... Este post unic. Este post unic. Se poate scoate la concurs. Da, de asta, dacă aici nu o să avem o persoană responsabilă care să facă treabă, e un post cu probleme într-o instituție. Da, de asta zic. Deci mă miră faptul că nimeni nu știe că noi cumpărăm steaguri de 10.000 de euro, atenție, fără ca noi Consiliul Local să fie aprobat în planul de achiziție anuale acest lucru. Da? Eu știu, de exemplu, că am făcut amendament să cumpărăm coșuri de gunoi. S-a demarat o procedură să cumpărăm acele coșuri de gunoi. Coșuri de gunoi pentru... Coșuri stradale, am făcut amendament la legea. Toată lumea a aprobat ca să punem coșuri de gunoi. Poate e propunere, noi... În loc de coșuri de gunoi, cumpărăm stegulețe. S-a făcut documentații de cumpărare. Nu știu ce întrebați. Am întrebat de domnul Felimanța. Dumneavoastră știți că cumpărăm steaguri. Păi da, e public. Da, s-au făcut... formalități. Nu ne-a întrebat nimeni, domnule, asta vrea să spună domnul. Ce? Nu ne-a întrebat nimeni de stegulețe. Dar n-ai auzut acum cu ce mai n-ai auzut acum cu ce. Da, și referitor la posturile astea de la persoane cu handicap, ca să ne lămurim. Deci noi aveam, la momentul ăsta sunt 44 de persoane în plată, da? Da, persoane, așa. Faptul că noi reducem acum de la 50 la 44, dacă, de exemplu, mâine vine o persoană și depune dosar pentru a deveni însoțitoarea unei persoane cu handicap. Se va analiza și în funcție de disponibilitățile bugetare se va modifica organigrama în sensul respectiv. Aici nu înțeleg modificarea. Nu era ok să lăsăm 50. Doar noi plătim câte avem în plată, adică nu plătești mai mult. Așa și e. Să ai rezervă în caz mai acum. Dumneavoastră știți foarte bine cum costurile au crescut foarte mult. Dacă mi-amintesc chiar la ședința din 28, vorbeați de fondul de salarii care este foarte mare și tocmai de atunci v-am spus că acel fond de salarii intră și acești 40-50 de asistenți așa. Toate fondurile care, toate drepturile, mi s-a spus că vor primi toate drepturile. Până la urmă, numărul de angajați se va stabili la momentul la care vor exista sau nu cereri și vor fi analizate. Mai mult nu pot să vă spun de atât. Dar nu, deci dacă noi aveam 50 de acolo și avem 44 plată, oricum plătim 44. Plătim câte avem în plată, că okay. Doar nu plătim... Da, să zic să nu fie această reducere, să rămânem doar cu 44, un motiv de a respinge în viitor eventuale cazuri de solicitare de însoțitor. La asta aș fi vrut oarecum să prevenim și să mă asigur că nu se va pune problema asta. Întrebarea asta dacă... Știți că noi am avut la un moment dat chiar o discuție, un control de la ITM privind drepturile asistenților personali și chiar atunci a spus, da, într-adevăr, asta știți că noi plătim 10% din, așa ne spune legea, noi nu trebuie să plătim așa, știți că au fost plătite toate la zi, știți că s-au dat drepturi, se urmează să, noi depindem, suntem într-adevăr de multe ori într-o situație ingrată.
Oamenii sunt de aici, trebuie să le plătim salariile, trebuie să le plătim drepturile, dar de multe ori depindem de niște bani care ne chinuim să-i obținem și să-i scoatem. Nu știu dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este sau nu un motiv. Cred că pentru orice motiv justificat, o persoană care, din punct de vedere legal, are un drept și poate solicita și se poate... La orice moment. Da. Domnul secretar, mă iertați. Deci persoana, dacă vine, va plăti și o plătește pe indemnizație. Deci nu putem să-i mai facem pe fondul de salarii din cadrare, dar o plătește tot la capitolul 68, articolul 57, indemnizații. Iar cei care sunt încadrați îi plătesc la capitolul 68-10 salarii cu fond de salarii, cu contribuții, cu tot. Deci nu da, se va mai putea... Dacă omul cu dosarul să fie angajat, nu mai angajat? Nu mai avem posibilitatea să-l angajăm, decât, da, decât să-i plătim indemnizații. Dacă între timp decedează cineva și rămâne un post liber în altul, poate se încadrează în asta 44. Și vechimii nu-i mai vechi. La indemnizație, primește indemnizația exact aceeași sumă, nu? Aceeași sumă, da. Fără să vedeți contribuții la bugetul statului. Atâta, asta e diferența. Vorba poate și de o lună și de două, că acum, în ultimul timp, au decedat 3-4 la rând. Și dacă cumva din asta, poate trece, dar nu se refuză plata, deci plata nu se va refuza, dar plătește la capitolul 68-57. La momentul ăsta, câte persoane mai avem indemnizații și angajați, mai avem situația asta sau toată lumea? Da, sunt. Separat. Sunt prezent. Și acum, din cei cu indemnizații, nu puteau 9-9 persoane, ca câteva ar fi fost interesate să devină angajați? Nu, aia nu. Aia nu corespund. Da, se stabilește în baza acordului DGASPC. De la DGASPC-ul ăsta, e acolo să cere acordul. Și dacă i-o dat indemnizații, i-o dat indemnizații. Dacă ceri salaria, dar nu, tot în nimic a fost. Da, mulțumesc. Dar sunt care nu sunt salaria. Că e bătrân, că e nu știu. Domnul Boboc. Am deschis la cuvânt, domnul Boboc. Domnul Cozile, aș avea și eu ceva de spus, domnule, la proiectul ăsta. Dacă necesitatea o ceri ca să mai fie angajat o persoană care să ducă munca asta care trebuie făcută, e rău. Dar să nu fie o cumetere al așa. Hai să mai angajăm, mai avem nevoie de cumetere al așa. Deci cineva ați băgat aici, a invitat la cumetere. E foarte mult, având în vedere anii trecuți, s-au angajat foarte multă lume cu metreala aici. Și s-au împovărat Consiliul Local cu o mulțime de muncitori. Vii pe aici, de la ora asta încolo, dar ai cu biciu. Luni vine mai târziu, marți plecat nu știu unde, care e hramă cu tare, miercuri și joi, vineri, sâmbătă nu se lucrează și duminică e sărbătoare. Și să nu fie o cumetreală. Având în vedere că în anii trecuți erau mai puțin angajați și mai eficienți. Acum sunt tare mulți care nu știu ce face. Eu n-am angajat, s-au împovărat Consiliul Local cu atâția angajați care nu face rău. Mai mult de atâta, având în vedere că s-au achiziționat și utilaje multe, și mașini multe, nu avem primar, dar plimbă mașinile două, doi oameni pe străzile astea, nu mai avem niciun primar, nimeni cu muncă de răspundere. Să vină și pe la noi, să stea de vorbă și noi cu sătenii din Suodor, să vadă cu cine confruntă. Acum, când dau mașini, când nu aveau nimic, vineau cu caleașca sau pe jos, mai stea de vorbă cu. Acum nu mai avem cu ce ne spunem și noi problemele noastre, doamne, sătești de bine, stai de la. Și tot angajăm și tot angajăm, mi-e miroasa cu metreala asta. Îmi miroase a lucrurilor. Și încă ceva, domnul viceprimar, nu știu, domnule, cine face intervenire, dar se renunță și pe noi, domnule, că se cheltuiesc banii ăștia publici. Domnule, pe ce se cheltuiesc, de ce se cheltuiesc? Cum un amar de bani, că acum au și eu ca un trăznic. Cum un amar de bani de 10.000 de euro, trebuie să cumpere stegulețe. Măi, poate nevoie și stegulețele astea, da? Dar sunt alte nevoi mai aplice, mai urgente. Nu vorbesc cu părere de rău, dar e eficient și e nevoie să se facă domnule. Nu e eficient și nu e nevoie. Hai să nu împovărăm Consiliul Local aici cu atâția angajați care până la urmă nu fac nimic.
Cam atât, domnul Boc. Mulțumim, domnul Boc. Mai există alt domnul Bilic. Domnilor consilieri, așa este. E o sumă foarte mare și asta. Dar nu știu dacă s-a făcut documentații pentru cumpărare și dacă banii ăștia sunt chiar fixi. Poate se poate negocia la o sumă mai mică, că e frumos să fie și ca la, cum e la ungurieni, la Comuna Parinșa, asta. E frumos să fie și cu Comuna Parinșa. Lasă, ca să vii și apă canal, băi, vrei de la steag apă canal la steag. Steagul de vinde apă canal, apă stipuleți. Când vorbești că o mai vorbești și tu acum așa. E frumos să zici și la noi, nu prin oră, dar suma aia așa este, cum spune domnii, e, prea mare, prea mare. E mult să cumperi și de astea, dar cu o sumă mai mică, negociabilă. În momentul când se face documentația pentru achiziția la securitățile astea, normal că, cum spune și domnul consilier, și eu sunt de acord ca să fim anunțați și noi, să știm de suma care trebuie. Atâta. Mulțumim, domnul Glică. Mai există careva? Dacă nu, haide să supunem la vot. Cine sunteți pentru? Poate Claudiu a aruncat o mumeală, așa, să nu-i adevărat. Avem împotrivă, avem abțineri. Eu nu vin aici să-i împintez un domnul. 14 voturi pentru. Acum ai făcut-o din 2-3 zile. Haideți să trecem drumul la al treilea proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Hurgești pentru anul 2023. Domnul inițiator, vă dăm cuvântul de noi. După cunoștință, grupa de pompieri care ies la Hurgești au avut, zicem noi, niște intervenții eficiente. Și acum noi avem nevoie să mai cumpărăm niște măști de, astea, de gaze, de oxigen de, pentru dotarea mașinii de pompieri. Costume pentru pompieri din alea impermeabile care să pentru bună desfășurare, ca să putem să ne desfășurăm activitatea cum trebuie până vin autoritățile de la Bacău cu mașinile și cu aia, noi să putem să intervenim mai rapid. Pentru asta trebuie să fie cheltuieli, care ați văzut dacă v-ați uitat pe RT, în spate acolo spune scrie toate cheltuielile care le facem pentru achiziționarea ta, de portavoce și tot ce este nevoie, necesar. În baza acestui proiect, dacă se scrie careva la cuvânt, domnul Dămoc, mai este careva? Dacă nu lăsă, domnul Dudulică. Domnul Prisecar. Atunci haideți să dăm drumul domnului Dămoc la cuvânt și apoi lăsăm lista deschisă. Mulțumesc, apreciez faptul că domnul șef SPS-ul este prezent cam fiecare an la ședință când se aprobă acest proiect. Sunt ironic acum, dar nu mai am nicio speranță că vreodată se va schimba ceva. Dar noi avem aici șef SPS-ul, șef, auzim că nu sunt oameni în primărie, dar ei sunt 22 de oameni pe stat de ploată, dar în primărie, dacă vin ziua, nu găsești pe nimeni. Puteți să vin și sâmbătă, dacă mai găsiți. Da. Sunt strict la proiect, o să-l contrazic pe domnul viceprimar cu atribuții de primar. La momentul ăsta, autoritățile specializate nu mai vin de la Bacău. Nu, de la Parinci, acum, da. Avem de aproximativ 2 luni de zile la Parincea, ceea ce se discuta cred că de mandata trecut, când am aprobat noi să ne asociem cu Parincea să facem acolo acel garaj și avem la Parincea specializată. Iar conform legii, de exemplu, noi la Hurgești acum nu mai suntem obligați, de exemplu, să avem mașină proprie de incendii. Faptul că o avem, eu discutam încă de atunci lucrul ăsta, că frate se băteau cap în cap cele două lucruri. Noi cotizeam la Parincea ca să facem mai de, să facă acolo acel centru specializat, dar între timp investeam și într-o mașină mâna a doua din Germania, care știm cu toții ce capacitate are de stingere a incendiilor și știm că
e plimbat mai mult degeaba pe drum. Da, este bună și așa, dar știți cum e, putea să zic. Știm că în cazurile, acolo ai bună la incendii mici, nu știu, la vegetație, la... Totuși, la da, locul tot muntez, așa? Totuși, cred că tot. Când avem un incendiu serios, știm că nu poți să faci față și e nevoie de mașinile specializate de pompieri. Faptul că s-a făcut până la urmă la Parinci acest centru este un lucru, este un lucru foarte bun. Și e ok, dar de asta zic. Păcat că domnul Temea nu vine să-și prezinte munca de un an de zile, practic, la proiectul ăsta, el aproape ar putea să vină să-și prezinte, să ne expună clar situația, ce probleme avem, unde sunt deficiențe, să vedem unde mai e nevoie de bani, dar, da, când avem oameni pe funcții doar ca să fie pe funcții acolo, asta e rezultatul. Am văzut că avem aici 80.000 de lei la lucrări în continuare, ce, la ce se referă, dacă puteți să-mi spuneți. La pompieri aici? Da, la... da, avem la sumele. Păi, dar sunt defalcate pe toate categoriile și toate... Da, zic, lucrări în continuare, la punct la 12, 80.000 de lei, 100.000 de lei. Da, care sunt lucrările în continuare? Scrie, proiect sistem de monitorizare video și siguranță a spațiului public. Da, da. Aveți anexa 1C, dacă nu știu. Adică anexa 3-a. Deci pe anexa 2 sunt trecute, iar pe... Sunt trei anexe. Da, anexa 1, anexa 2... Deci vorbim de camere de supraveghere. Da. Anexa 3 aveți detaliat per fiecare bună în parte. Practic, anexa 3 este o desfășurare per bunuri anexe 2. Uite, pagina 5. Da, atât am avut. Proiect, sistem de monitorizare video și siguranță în spațiul public. Domnul Dolică. Domnilor, am... A intrat și domnul Băurici pe telefon. Da, da, mi-a spus, am auzit. Dar domnul nu votează, dar am luat act de care exact. Aș întreba pe domnul Vici. Am văzut aici că ne trebuie fapt, ne trebuie pături, ne trebuie... Este cineva care să fie de serviciu momental aici? Dar nu, dar nu la astea se referă. Pentru situații de urgență, în caz de necesitate. Trebuie să ne avem în caz de necesitate pe stoc. Noi trebuie să avem pe stoc, în caz de problemă, să avem de unde să luăm și... Spuneți-vă că dacă apare o situație de urgență și persoane de necesitate... Și văd să scaune aici, dă și bucăți. Scaune astea pentru cine aici. În cazul când eu arăt casa la 1, te duci într-o sală de clasă, amenajezi 3 paturi, o masă, două scaune. Un loc unde se poate să locuiască. Îi duci în mâncare din altă parte. Din necesitate. Dar sunt containerele astea acum care se pot adăposti acum. Da, bine. Să le zgoale. Mulțumesc. Să-i pui scaun și uite cum ar trebui să știe. Nu uite. Ei, dai un pat, îi dai o pături, îi dai... Ei, dar nu prea se întâmplă la noi și astea. Păi, mai bine să nu se întâmplă, dar... Dacă m-au venit pe un banal. Dar e bine să nu se întâmplă, dar nu. Dacă nu-i ai... La altul, domnul președinte, la urmă, când ești cum le-a dat unul acasă. Dacă eu aș face ore, eu dacă am nevoie, mi-e cumpă, nu-i problemă. Nu, domnul, un imigrant ăsta, care, adică un sinistrat. Haide să-i dăm cuvântul. Îl primeri de acasă doar într-un fost. Domnul președinte, domnul consiliere, apropo de proiectul acesta cu care trebuie să mai venim cu niște bani la el. Nu mai venim cu bani. Banii sunt deja aprobați. El este încadrat în sumele aprobate în bugetul inițial. Nu dăm alți bani. Așa, stați un pic, dar poate să suferiți o modificare, domnule. Dacă noi am contribuit cu bani la serviciul ăla de pompieri de la Părinci și acum ăla va rezolva problema. Și rost să mă are să mai investim banii și pe aici, e ca frenție la piciorul de lemn. O să vină și ăștia cu pătrul, o să vină și aia cu scaunii, o să punem oameni cu bătrul pe scaun. Doar, hai să vedem, nu facem treaba cu ochii închiși. Dacă la timp, cu oportun, o fost aprobat niște bani și o suferit o altă modificare, că avem punctul din pompieri aici la Părincea, hai să-i dăm colo, mă, domnule, de poate, dacă faci două puncte, unul de rece, unul de cald. Sunteți în eroare.
conform legii, orice OAT are obligația de a-și organiza serviciul de, serviciul de situații de urgență. Faptul că există la Parinci a făcut un centru de intervenție este foarte bine. Acel centru de intervenție a luat o parte din atribuțiile Bacăului. Da? Doamne ferește, în cazul unui incendiu de pe proporții va ajunge inclusiv Bacăul să intervină. Pentru că există pe modul de operare a serviciilor AISU un mod gradual de operare în funcție de gravitatea incendiului. Iar mașina care o avem noi la ora asta, cu minusurile și plusurile ei, cred că cel mai important lucru care îl face acea mașină este că oprește sau ține în loc desfășurarea unui incendiu. Asta iarnă, iarna trecută, au fost un incendiu, două incendii în două săptămâni, dacă nu mă înșel. Am fost prezent la ambele. Este foarte important ca un incendiu pornit să poată fi oprit în 5 minute, până când vin acele mașini, într-adevăr, cu capacitate mult mai mare și pot interveni mai mult, decât după un sfert de oră, 20 de minute, când ajung ei și când încălzirea respectivă este zero. Numai ce face. Una este să oprești un incendiu și să-l ții, să-l localizezi și să intervină. Asta este, cred eu, cel mai important lucru care face mașina noastră la momentul de față. Dacă ne mai gândim și faptul că avem această cisternă cu care realimentăm, despre asta este vorba. Cred că oricare dintre noastre ați văzut un incendiu până la ora asta. Ați văzut că în 5 minute un incendiu poate evolua din o flacără, o cameră, o fereastră, poate ajunge în 20 de minute să fie generalizat. Asta este cel mai important legat de serviciul local de situații de urgență, care suntem obligați să-l avem, iar faptul că există un centru la Parincea care va interveni pe situații de urgență, este cu atât mai bine. Practic, Parincea a preluat din atribuțiile Bacăului. Este mai aproape, într-adevăr, ajung mai repede, dar nu vă gândiți că de la Parincea până, să spunem noi, la Răcătău, nu ajung mai greu decât din Forgești până la Răcătău. Normal. Până la urmă, conlucrarea, eu spun că este benefică și este în interesul intervenției rapide și asupra obiectivului, pentru că știți foarte bine lucrul ăsta, poate un incendiu evoluează foarte repede. O casă, dacă ai reușit în 10 minute, un sfert de oră să oprești incendiu, ai niște costuri de reparație și ai un grad de deteriorare, când ajungi la 50% incendiu și când se bagă apă în ea, poți să ajungi la zero valoarea casei. Deci nu înseamnă că dacă există la Parincea acel centru, noi nu mai trebuie să avem, ne obligă legea să avem serviciul de situații de urgență. Eu nu vreau să fac teoria chibritului cu Natalia, că ai fi Natalia, l-are sau eu. Eu vreau să spun că la Parincea, punctul din pompieri, sunt oameni calificați, pregătiți. Nu e așa la noi cum îți pregătiți numai pe întâi. Să găsești doi, soferul și mai bine unul că l-ai pe mașină, că nu îi găsești pe el la loc, la timpul lor, când l-ai de un caz. Problema era că am contribuit noi, comuna Porcești, cu niște bani acolo la serviciu de pompieri de la Părincea și am putut vedere că acum a luat prerogativile și a comunii noastre tot acest serviciu, e mai eficient. M-am gândit în ideea faptului, nu s-a luat de priceput, că dacă mai și cheltuim acum și tot așa de eficienți o să fim, că au fost incendii, adevărat, au venit mașina asta acolo, au aruncat puțină la apă, dar au ars tot. Să înțeleg, tot ce au început, au ars tot. Au venit doar să arunce cu niște apă, așa, dar au ars tot. În comună, să nu spună cineva, ah, mă rog că a venit mașina primăriei și o zic, dar au ars tot. Unii au început să ardă, au ars tot. Nu chiar peste tot, domnul Bău. Eu am fost și eu de sunt parte. Sunt case. Matala ai fost la Sohodor, nu? Ei, dar la restul în altă parte. Nu mai văd matale care ai tare ocupat. La Horgești, dacă mașina pompierilor nu era de la Horgești pe aici, ca să stângem la Bogdan Mihai casa, aia ardea complet. Noi am intervenit și... Dacă considerați că e necesar să mergem, să la... avem bani, să-i dăm doamne, să cumpărăm acolo, să cismi de pene, de cauciuc, pantofi, scauri, nu știu ce mai trebuie cumpărat acolo, pături, îi luăm ochelari de soare, îi facem ce fac. Când arzi casa, atunci când mi-ai spus mă ta, când arzi casa la mama, atunci nu era mașină. Dacă era mașină, atunci nu ardea. Nu e vorba din casa lui mamă, dar o arzi mai mult din casă în comună, domnule.
Dacă luați 56 de bine. Prea cărcotat sunteți. Am luat pantofii, pieni, am luat alte. Da, haideți, mai aveți ceva, domnul Bobor? Nu, domnul. Dăm cuvântul domnului bisecarul, s-a scris la cuvânt. Exact cum ați explicat și domnul bisecar, găsesc serviciu foarte util. Eu, la toate cele pe care le-am văzut în zonă și asta, prima mașină care a ajuns a fost mașina primăriei. Da. Și exact cum a spus domnul secretar, nu te așteaptă ca să vină de la Parincea, chiar de la Bacău. Contează și un minut, și două minute, și trei minute. E foarte util. Este foarte benefic că l-avem. Trebuie ajutat în limita bunului simț. Deci exact cum a spus domnul Dămoc, o să trebuiască pantofi de piele, cravată și nu știu ce. O să trebuiască omului echipament. Doar nu o să duc acolo ca să se părulească să-l doarde foc. Fiul găsă foarte util. Că are și Parincea, ăsta e exact cum am spus. E un beneficiu pentru noi că e mult mai aproape decât Bacău. Deci e vorba de o jumătate de oră în plus care ne ajută până, până ar veni la Bacău altă auto specială. Dar a noastră, eu zic că și-a făcut treaba în multe intervenții. Așa cu puțină apă cât o avut, dar este benefic. Așa o găsesc. Vă mulțumesc. Dar și Parincea, de exemplu, au și ei. Deci, pe mâna Parincea, au și ei la primărie, au pompieri, cu toate că e sediu la ei, la ISU de la Bacău, are un sediu. Deci și ei, ungureni, tot la pe scara, deci, asta e pentru urgentarea intervenției, nu-i... Doar știți foarte bine, sunt focuri la care nu face față nici măcar câte 3-4 auto speciale. Da. Da. Și aici, dacă avem cât de mic, așa e bun. Păi da, dar acum când a fost la Mihailovici aici, care acum știți de aici, de la noi din sat, Mihailovici, care au ars acoperișul la casă, noi ne-am dus acolo și cu mașina noastră, când a venit mașina o preluată, și ne-am dus și cu vitaja cu apă, ca să ia apă, lua apă mașina de pompieri de la noi. De la Bacău și noi pe o parte cu mașina noastră și stângea din trei părți să stâns acolo. Deci, la ce bărbata era acolo, dacă erați acolo... Da, e bine să nu ajunge la... Ăla e un lucru bun, așa este. Da. Mai sunteți careva, vă mai scris la cuvânt? A plecat în Orgești, la Orgești, s-a dus la Răcătău, la un incendiu. Când s-a întors mașina, la s-a întors mai ei apă, sau la Rășea unde a fost, la Bucur aici, când s-a întors la Suodor, atunci a venit și mașina Păricii. Deci, asta a încărcat, deci aia a făcut treaba așa, a încărcat alta apa, în urma ei a venit apa. Haideți să spunem la cine sunteți, Pietru? Avem împotrivă, avem abține, avem 14 voturi pentru. Diverse. Vă mulțumim. Acum trecem la întrebări și interpelări. Dacă v-am scris careva la cuvânt aici, domnul, eu din cap de aici, domnul Bunaru primul. Bunaru. Domnul Claudiu Dămoc, băiau, așa că suntem toți acum așa. Hai. Atunci am luat dintr-un capăt așa și fiecare îndrăși la cuvânt, ca să fie ordine, să nici nu pierdeți pe nimeni. Domnul, vă încerc să notez, rog frumos. Da. La situații de urgență, să prindeți și când omul moare de sete, să nu are aer, tot la situații de urgență este. Așa, n-au apă, iar îi sucă gura la bază. Unii, da. Domnul, prindeți și luați o pompă, două, trei, cinci, câte trebuie și rezolvați problema. Nu avem sursă de apă. Aia. Faceți puț! Și când avem sursă, faceți și un puț! Și punem și o pompă, dar cât poate scoți un puț? Chiar stăm așa, cărăm toată ziua, 5 ani de apă. Domnule, dar dacă spun că pe Horgești, pe Cucuiez, nu există apă, da. Înseamnă că trebuie să facem și aici? Facem și aici puț. La Zohodor nu există apă. De asta nu faci? Nu de asta nu faci. Păi motivația problema, problema este că nu vine nimeni ca să sapi... Ești la Arăcătău și la Arăcea să fac fântâni zi de zi. Vin firmele astea și fac fântâniul la oameni la particular. Domnule, noi nu putem face o fântână cu o firmă. Domnul Bătaru, vă însărcinez eu să dumneavoastră să... Cu banii mei. Nu, eu cu banii primării. Nu, dar am să încerc să fac cu banii mei. Păi auză, domnule, cu banii primării. Dar noi, Mata negociază cu ei, cu firmele astea. Să vezi cât s-au refuzat din firmele care i-am contractat. Și i-am contactat și ne-au refuzat, au venit, au văzut situația, au plecat înapoi. Nu au mai venit pe urmă.
Uitați, întrebați-o și pe doamna Simona. Și dânsa, mi-a dat numărul de telefon de la cineva. Am contactat și nu. Doamna nu știe motivul. Păi nu știe. Motivul știe că nu. Nu știe motivul. Nu, una să și răspunde. Una. Asta e problema. A doua problemă. Drumul din spații de la Ursul, am 2 ani de când așa l-au curățit o creștere bălărie, este drum agricol, în jurcă. N-ați mai ajuns acolo. Notați-vă că ați uitat. Trebuie să vă notați, serios? Da. A treia problemă, în ce stadiu suntem cu Turcan, cu terenul? Cu schimbul de teren. Am rezolvat-o? Nu a adus, trebuie să predea evaluatorul, evaluarea terenului lui și după aceea va veni cu un ședință de Consiliu să aprobați schimbul de teren. În vara asta? Cred că mai repede. Depinde când termină... Păi suntem în mai, deja suntem în iunie vară. Mai repede de vară care vară? Vară viitoare? Nu, no, nu-i bine. Deja putere nu am luat de aceea, să-l fac cu oamenii grupii acum. Da? Bun. Altă problemă. Firma asta care face extinderea de rețea, când, ce termen are? La lucrare. Că fac, de două luni au făcut 10 găuri. Termenele contractuale dintre sunt între executant și Delgaz Grid. Asta cred că am mai spus de câteva ori. Noi suntem doar un terț în contractul respectiv. Deci noi nu putem interveni. Noi intervenim cât o sunăm. Da. Ca orice contract, ca orice executant, dacă vă amintiți dumneavoastră când am fost la era vorba de podul Zodian și ne-am luat în care eram parte contractuală. Și ne-am luat de executat, au spus, domnule, dar contractul meu e până în iunie, suntem în mai, ce? Eu pot într-o lună să-ți fac podul. Cam așa fac firmele din... Da. Și am zis, eu am zis că demarat, o adus aici materiale. De exemplu, la urcat de acolo, la deal la Matei. O jumătate de an, domnul secretar. Da, nu, astea aici nu sunt jumătate de an aduse, dar sunt câteva luni când s-a aduse materiale, deci aici așa. Și nu... O adus foarte ca să... N-ați rezolvat că nu vin mașinile de piatră? Da, nici săptămâna viitoare. Că mi-ați promis că mai puniți în curtea școlii acolo ceva. Să treacă viitura și după aia. Dar nu vine. Acolo, la dispensar cu apa, eu am auzit. Acolo nu trebuie să-i scoatem bomba acolo. Acolo e problema numai de la... Dar totuși de drum foarte lângă. De la hidrofor. Nu e de la hidrofor. La hidrofor o cumpăra nevastă-mea toate, ca să iar m-a făcut nervii de acum. Tot ce o luat-o așa, aproape l-o cumpărat tot. Eu l-am cumpărat, personal. Nici doctorul, nici primăria, nici nimeni. Da. Și nu-i, îi schimba tot. E de la pompă, scapă apa înapoi și rămâne dezamorsat, merge continuu. Scapă apa înapoi, pompa. Dar v-am spus de 100 de ori și tot n-ați înțeles. Ne ducem, a trecut o lună și ceva. Păi e dispensar totuși. Scapa apa jos e sod. Da, mai am multe, dar nu mai spun. Domnul Gleanu l-am văzut. Tot cu situația de la bază, am și o să încep. Și acum, dacă tot de bază am deschis subiectul, domnule, nu știu dacă cred că ați văzut, Mandachi, care era cu, cred că toată lumea l-a auzit de el, s-a dus în Africa și a făcut la oamenii aia puțuri, o să facă apă. Eu când aud că în 2023 noi spunem că nu avem soluții să le rezolvăm la oameni niște o problemă vitală pentru a trăi apă. Deci eu nu cred că există așa ceva. Deci s-a auzit din gura oamenilor care decid pentru comuna asta, pentru oamenii ăștia, că domnule, nu există soluții și cât îi deleg pe tine. Cum puteți să afirmați așa ceva? Nu mai zic, și apa asta care le duceți nepotabilă în puțurile alea și cu asta vă bateți joc de oameni și puneți să care cu roaba apa asta nepotabilă. Păi dacă tot le-ați spus alea, n-ar fi fost o idee, de exemplu, să le duceți, să puneți și la, nu știu, la mijlocul drumului, undeva să mai puneți două de alea, să nu mai cari oamenii cu roaba și apa asta. Și toată comuna ar trebui să ducem butoaie, să căream apă continuu. Dacă atât sunteți capabili să faceți, atât faceți. Dacă nu sunteți capabili să faceți mai mult, puneți butoaie toată comuna. Păi de asta am delegat pe domnul să facă dreptul.
Așa nu, că spunem că toată comuna. Nu se poate. Respectiv. Oamenii au mai mult de un an de zile de când stau în situația asta. Zici, bă, Simon. Dacă nu vreau să-ți fermă, apuc eu cu gândul ăsta. Exact cum am zis. Zici, bă, fac noapte. Oamenii ăștia au scos apă din deșert. Și noi nu suntem în stare mai bine de un an de zile. Ce când astea zic? Dar ce să mai vorbim? Mie mi-ar fi greu și cum putem să mai deschideți gura. Nu se poate așa ceva. Oamenii ăia sunt bătaia de joc. Deci pe partea de joc de oamenii ăia se pune să care apă nepotabilă cu roaba. Deci, măcar puneți-le două cuburi și mai încolo să nu mai să meargă să-și pună găleata de apă. Să... Nu știu. Deci mai mult de atât. Se vizerești că tot așa o cărau cu roaba. Chiar dacă era pomă, păi da, cu roaba. Măcar mergeau la pompă. Acum asigna ei să le mai duc și apa asta care pentru o folosesc la animale sau așa și îi pui și la apa asta să o care cu roaba. Chiar nu o să poate așa ceva. Eu dacă stăteam acolo prima dată consilierul scoteam din casă. Doamna, dacă stăteam acolo prima dată scoteam consilierul din casă. Prima, da? Doamna, nu o spus. Merg mai departe, s-a discutat acum de extinderea de rețea, la fel. Citez, așa fac firmele. Păi domnule, așa fac firmele cu cine își permit să facă așa. Poate că așa e înțelegerea. Domnule, îi amânăm pe oameni ca să... Că la noi văd că așa funcționează, că vine ane, să le facem înainte de alegeri, să fie omul bucuros, că i-am tras curent. Stăm cu proiectele astea care bat pasul pe loc și îmi dați 10 găuri în câteva luni de zile. Școala aia stă pe raport de șantier ilegal și funcționează. Deci normal, pe raport de șantier funcționează doar pe durata șantierului. Scrie foarte clar în lege, că am avut discuția asta într-o ședință anterioară. Parcă deci asta zic, chiar nu se vrea, nu se vrea și nu înțeleg de ce e atâta nepăsare și indolență. Deci cum, nu știu cum să o mai numesc. Deci nu se poate așa. Ne plimbăm, stăm la Bacău, la restaurante toată ziua, aici în primărie nu-i nimeni și, cu, și în comuna asta oamenii zbătaie de joc. Nu o să poate chiar așa ceva. Când autogrenderul a început, a fost pus la muncă sau l-am luat ca să ne uităm la muzeu? De pe ieri a votat ca să vii la muncă. Arastările, ați văzut, nu știu cât, deci oamenii s-au săturat de piatră, zi, iar veniți cu piatra asta miliard, iar vine apa, iar o ia, iar oamenii își îngroapă mașinile ca în fiecare an în piatra asta, iar ajunge după aia în curțile și în grădinile oamenilor. Deci chiar nu v-ați săturat de același lucru în fiecare an, în fiecare an, banii rosiți, banii rosiți la nesfârșit. Când vedem și noi un lucru cu cap făcut în comuna asta? Se întâmplă vreodată în viața asta? Câte mandate aveți nevoie? Câți ani? Să faceți un puț de apă. Aveți ca obligația să prezentați Consiliul Local în fiecare ședință, pontajele lucrurilor, ce ați făcut în comună. Puteți să ne prezentați, vă rog, situația. M-am uitat la vizier și nu este pus conform obligației pe care o aveți. Pentru dumneavoastră e întrebarea, domnul Căliman. Am înțeles. Nu o să punem. Vă rog să prezentați. Adică, sunteți obligat. Adică, Consiliul Local a votat lucrul ăsta și sunteți obligat și prin lege. Nu merge cu o să punem. Ați spus? Nu. V-ați îndeplinat cu ei? Păi ce faceți? De azi, pentru ce? Pentru ce mai veniți? Pentru ce mai încasați salariul? Ca să aveți dumneavoastră de ce vă lua. Că altfel n-aveți de ce mi-a dat. Asta e un răspuns de... Un răspuns de... Vă luați de alături care era în locul meu. Da, da, asta e. Nu știu, nu știu, eu nu știu cum vă mai suport oamenii. Vă spun sincer, e prea mult. Da, am făcut să vă... Așa multe pe cap, acum bun. Arșel multe pe cap, am văzut pe toate. Arșel multe de cap, nu poate să facă tot. Ziua de salariu a picat, atât, că altceva n-au picat. Făcuți-l proiectul cu microbuzul electric. Puteți să-mi spuneți dacă v-ați mai interesat la Consiliul Județean și care este stadiul? Consiliul Județean urmează să acceseze din nou și va ne va înștiința. Ii mâine am și o ședință la Bacău și am să discut cu colegi și secretari. Și am înțeles că vor relua etapa de pentru înscriere pentru măcar să vom face... Măcar atât, să facem colegii. Am să vă aduc la cunoștință la momentul la care este să le punem pe... finanțare ca să primările să poată să achiziționeze microbuze electrice pentru transportul elevi, la fel prin PNRR-ul ăsta care probabil ați auzit și dumneavoastră. Și măcar atât să mai luăm și noi să mai beneficiem. Oricum, alții au fac alte proiecte. De exemplu, chiar acum am văzut o comună care nu era eligibilă pentru centru medical.
Da, pentru că comunitățile cum suntem și noi, noi eram eligibili, noi n-am fost interesați, știți, când procedențele sunt doamne, noi n-avem timp, n-au timp de așa. Alții care n-au fost eligibili, din cauza că noi, că comunica, noi nu au fost interesați, am luat oamenii respectivi și fac centrul educației. Da, cum este, nu se zic cu viață, nu se zic. Exact. Dar de ce nu se explică așa? Mai mult nu mai am ce să zic. Nu, codul fiscal. Dar e... Probabil toată lumea aici cu gândul la concedii și... Vă veni vară. Mirișoare, domnul. Mulțumesc. Ați terminat, domnul, cu domnul? Am terminat. Hai, domnul Liviu, vă rog. Cer ca doar. Domnul Liviu, vă dăm cuvântul. Pot să zic și-o câteva, domnul Liviu, și câteva întrebări. Ar fi mult, dar e o parte mai mici și mai mărunte. Poate rezolva, poate se rezolvă mai repede. Vreau să întreb și pe domnul Vici în legătură cu podurile așa două care s-a spus că se face. Dacă oamenii spus că tot se face, tot se face. După Râul Recea și Strada Nouă. Da. Când se apucă de este el? Este proiectul. Păi proiectul este, dar s-a apucat. Deci, cum, noi cum putem cheltui banii fără un proiect, fără un dirigent extrater, fără nimic? Păi trebuie întâi proiectul, vine dirigintele, stabilește acolo și plumbă de la un loc. Vă pun în steagă, în loc să-ți mulțumim. Vreau să mai întreb, domn Bici, cu balastarea asta, totuși, dacă s-a făcut achiziția, când se balastează? Chiar dacă mă domn de bon, dar în cazul de s-a balastează, se înceapă o dată. De săptămâna viitoare ne-a promis că se va, ne-a luat. Am înțeles. O să luăm toate ulițele, capoadă, da. tot, însă o duci, da. Toate comuna. Chiar dacă nu convine la toată lumea, dar noi o să facem ceea ce putem să facem. Am înțeles. Și a întrebat domnul Bundar și a întrebat bine. Vorba despre terenul de sport. Dacă o lăsăm și o amânăm din lună în lună, cred că din ianuarie am început. Astea sunt în luna care... mai suntem. Dacă să ajungem în decembrie. Secunda în care eu am cele două documente. După cât am înțeles. Eu în ziua a doua zi fac extraordinar și pun pe ordinea de zi. Raportul de evaluare a terenului care e acolo. Când l-am, am document. Și copii că doar l-ați întrebat și restul n-ați mai întrebat nimic. Doar da, cine l-a întrebat. I-ați spus că... Nu, dar eu fost aici, eu fost o săptămână. Nu s-a discutat la doamna primarul. Da, eu fost aici, domnul. Cum? Și garantați 100% că până în septembrie, până începe școala, bată să ia terenul, bată. Da. No. Bată terenul, nu se înceapă. Da, nu ai așa zice. Da. Bravo, prințez, de lege. Băi, nu mai amânam și tu, bă. Dar ce punctul care e? Nu am avut pierțelutul de place. Da, a venit, a făcut măsurători. Eu vă garantez că în momentul când depun măsurătorile, de condiții zile, fac ființe extraordinare și dumneavoastră votați schimbul. Mai mult. Totuși, de un ordonul Vici, tot s-a vorbit despre la bază acolo. La ce? Există la noi unul. Da, faceți. După ce avem chiar. Domnul Vici, referitor la bază, am înțeles că nu se poate fora. Există unul la noi, Teodor, Bobo Xibion. Forează domnul ăla până la 100 de metri să duci în jos. Da, da, apă. Manual sau mecanică? Mecanică? Mecanic, tot. Dar toată legătura cu el. Eu sunt de acord cu asta. Dar la tale știi cam câte mii de litri de apă să se poate de înfântânare când... Când se foloseam, are atâta debit, țeava aia de 20 sau câte, de 15 interior, are atâta debit apă și izboadele ca să poată să tragă apă. E vitesc, domnul secretar, am făcut eu la doi băieți a mei și curge pompa toate ziua, curge și noi. Într-una, în continuu și furtuna la doi țori, curge, n-ai probleme. Ei, nu știu. Problema trebuie că nu trebuie să stăm să ne întrebăm, trebuie să trecem la acțiuni, nu stăm să ne întrebăm, oare ea are grijă, oare ce culoare ea are asta. Uite, de exemplu, la Frantul Gheorghe nu aș nimic, dar are 70 de metri sau nu? 70 de metri, deci gândește, eu stau în drumul așa. Cine a făcut băieții de la Săudorul făcut? Da. Simon, da. Simon? Da. Nu a prins apă, acolo. 70 de metri, domnule, să scoți apa de la 70 de metri de jos, să n-ai nici de metri, pe el trage, să zicem, o jumătate de oră, dacă trage pe el s-o opri, că pompa nu mai trage. Dacă acolo unde-i făcut? Nu ales? Nu, tu nu ales. La Pifani e apa la 4 metri. Ați auzit? Pifani e apa la 4 metri, v-am să fac cu gârletul, eu, că rezervos. Pifani, 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 Pifani. Muză.
fântâna aia din mijloc, de pe Marea Vazgă, câți metri are adâncime? 4 metri până la alt. Așa? Da. Haideți să mergem acum. Domnul Budran, mergeți cu mine acum să vedeți acolo. Astăzi am fost acolo. Nu știu. Mă credeți că astăzi am fost acolo? Ați terminat, mai aveți, hai să vedeți. Haideți, vă rog un tip de liniște, haideți să mai țineți din urmă. Domnul consilier, hai să vorbim, haideți că vorbim fiecare mai târziu. Domnul Lile avea cuvântul. Haideți să revenim. Bun, domnul Bisecaru. Trebuie curățită. Domnul, haideți să... Arânt și după aia mai rom o dată. Mai discutăm. Dar cum ascultă nimeni, nu vorbesc. Păi de asta ziceam și eu, haideți să scurez. Domnul viceprimar. Bun. Aș vrea să vă apucați de balastare. Da. Înainte de balastare, îndreptați drumul cu grederul? Da. Deci să înțelegem că grederul o să fie în funcțiune în momentul când balastăm. Nu, al nostru vine firma acolo tot. Înseamnă că am tot. Dacă nu avem acte, domnule, cum putem să pornim? Domnul Vici, nu a trecut, a spus că mai durează măcar maxim o lună. Am luat grederi de miliarde și noi acum plătim grederi. Dacă nu mai domnul Dămoc, dacă nu trebuie să mai întârziem cel puțin până când ne trimite acolo. Păi asta e chestia, nu mai putem. Că dacă nu, nu avem ce face. Asta e de cartea recordurilor, să-ți cumperi grader nou și tu să închiriezi grader, să balastezi. Da, domnule, dar 30 de ani nu s-a făcut nimic în comună. Nu este achitat și nu-i făcut procesul verbal de preluare. Și asta știi fiecare că nu poți să te apuci să lucrezi cu el până nu ai toată documentația terminată. Achitat și preluarea făcută. Asta înseamnă două lucruri. Fie așteptăm să se termine documentația la grader și facem mai târziu balastarea, fie să facem balastarea. Poftim? Trece vara. Dar cât durează domnul să poate termine documentația? Dacă el deja e de o lună în curtea primului. El e predat doar. Nu-i predat, e doar adusă. Vi s-a spus lucrul ăsta. L-au adus că au avut un contransport și atunci era în zonă și l-au adus în transport. Dar el nu știți foarte bine că, adică știți, ieri ați votat ca să se poată semna actele finale la fir, ca să modificăm acea problemă. Într-adevăr, o problemă pe un contract, că cineva apare ca primar și nu ca administrator public. De asta am trimis ieri document, tot ieri au fost trimise documentele. Ce să zic, nu știu cât de repede lucrează firul, dar ne realizați că nu puteam să folosim un utilaj care nu a trecut încă în proprietatea noastră. Dar l-avem în curte. L-avem în curte, l-avem în custodie, să spunem așa. Noi rupim mașinile. Da, acum știți cum e, dacă vecinul vă lasă în curte mașina și nu vă vinde sau nu vă dă voie să o folosiți, nu puteți să o folosiți. Cam așa e. Totuși am dat și bani, poți să-ți dirați și bani. Asta e, eu vă înțeleg, știu, dar e chestia că, chestia cu balastarea drumurilor și nivelarea lor e foarte urgentă, deci... Da, păi asta este foarte urgentă și să face balastarea. Dacă tot trebuia făcut asta din primăvară, domnul secretar. Din primăvară, domnule Sprat, după nisoarea aia, trebuia trasă drumurile, trebuia făcute. Așa am așteptat o jumătate de an ca să vină grederul și acum mai așteptăm, ce să mai așteptăm? Mai bine luăm, închiriam din prima un greder și făceam drumurile, le aveam bune până acum. Avea șofer. O altă problemă, domnul viceprimar, la podul de fier, am mai spus-o și eu și ședințele anterioare, sunea Costi cu Bogoc, a spus tot la fel, trebuie intervenit acolo la pod. Dacă mergeți și vă uitați, sunt niște găuri care unde, deci unde poate să ducă cu un copil, poate să ducă cineva cu o bicicletă cu roata și să ducă în cap, plus barile transversale trebuie pus așa. Trebuie intervenit un pic la podul ăla, trebuie văzut. Mai sunt probleme, dar exact cum asta mai las și pe alții ca să mai aduc aminte. Nu vreau să stegulez, că am stea cumpărat de vreo pipot? Domnul Psecaru, mai aveți? Atât. Da. Mai este altcineva care să scrie la cuvânt? Da. Domnul Dudulică. Și am fi eu, mă. Uite, nu-l mai uita, băi. Prea mult domnul Dudulică acolo, sau la ei nu mai merge pe ceva. Legătură cu terenul de fotbal, n-aș vrea să mai vorbesc cu o ditație profitură. Ar trebui urgentat. Așa, dacă vine, acum intră copiii în vacanță, deja sunt grevă, profesorii nu mai acționează pentru salarii, are dreptate și ei, da, dreptul lor.
trebuie urgentat cu terenul ăsta până în toamnă, ca când se începe anul școlar, să avem teren acolo. Al doilea punct, cu privire la extindere. Au spus domnii ăștia că au făcut 7-8 găuri, nu e adevărat că cu 7 găuri. Valea Sodorului e făcută toată. Domnule, 50 câte au făcut, n-am văzut un stâlp în așa, două luni și ceva, n-am văzut un stâlp în picioare. Este, nu 7-8, 50. Domnule, este, de acum două săptămâni au văzut stâlpii. Da? 30 de stâlpi sunt făcut. Da? Mare avans. Mare avans. Asta e. Și se extinde acum o noapte aici de la uliță, de la pod. Și-o mers până în dealul Bravdei cu apromergii, deși a... Să vedeți firmii cât de greu se întind. Să face primăvară. Domne, asta stâlpul pus așa, dar de acum până îi pune alea racordurile și întind firmii. Dar aveam firmile aici, ale luat de voastră și întindem. Da, și până ajunge curentul electric de la Bacău, până aici. Doamne, doamne, doamne. Până mă duc transformatorul, ce mai greu. Merg foarte greu. Domnul Zulic, hai să mai. Merg greu, da, da. Păi da, e, acum când face groapa, îi o betonează jos și după aia vine cu cofragul și îi toarnă betonul exteriorul groapei așa și rămâne cofragul. Nu întreabă, tinele, după aia bagă stiu. Și așteaptă acum când au venit, mai stau ăștia încât 2-3 ani până termină locul. Da, domnul Zulic, mai aveți altceva, vă rog? Tot întreabă. Mulțumesc, domnul președinte. Ce să vezi, ce semn din nume să zice... Dacă tot v-a spus tot cuvântul, haideți acum, vă rog frumos, ascultați-mă și... Da, v-a spus asta, vă domnul Vici, în legătură cu cei sătenii din Bazda de la noi, mai cer și ei două recipiente pentru apă. Se poate? Cum? Deocamdată. Eu nu merg numeam deloc, eu șarul cu fântați. La Bazda ne-am mai cerut și la, de exemplu, la Mazem, tot la fel. Cel puțin două recipiente. Urmă, la noi pe deal la Cucuieți, iar trebuie vreo 4. Dacă ducem la toate, la toate locuințele care sunt pe deal, în Cucuieți, unde nu e foarte. Cu drumul județean, am trecut s-o spus că ori de câte ori va fi nevoie, vom apela la cei de la județ și... Da. Și? Doamnă, ce facem de atât? Cu morite este în județ, da. Cu... Sunt tranziția. Măi, greu. Mai ales, doamna Savi. Nu, mulțumesc. Haideți, vă rog frumos, acum, domnul Vici, știți că, așa dumneavoastră, domnilor consilieri, ați auzit problema aia, poate știți că nu se poate să nu se fie auzit toată comuna, aceea am avut discuția cu domnul director. Tot sunt acuzat, bine că fac parte din Consiliul de Administrație al școlii, fac s-a acuzat că nu propun nimic. Aș vrea ca să propun și eu, domnul Vici, dacă se poate. Acolo la școală, la noi, la Sodor, tot vin mașinile mereu și n-au loc acolo, nu sunt prea multe, n-au, e locul ăla de al de școală să facă ca o porțiune acolo, ca o parcare, ceva. Când vin, da, cu părinții ceva, să trag mașina acolo, lasă copilul ca să... Domnul director, da, chiar în stradă, în margine e loc, acolo destul. Da, dar în margine e loc, unde, da. Până unde s-a săpat acolo, poate, e loc destul acolo, se poate face, da. Se poate merge parcarea. Ar putea pianul ajută parcarea. Da, se poate. Erau și de asta zic, dacă s-ar putea câteva mașini de pământ acolo și un pic de 3-4 locuri de parcare. Da, da, de asta, atât am avut de spus. Da, mai sunteți careva, mai aveți ceva de spus? Haideți, declarăm închis ședința.